Urmăriți cu atenție despre micul erou ce a transformat pasiunea jocului Cubic Rubic în adevărată artă! Vedete cochete! Faceți cunoștință cu Valentin Cârlan, născut la 11 februarie în satul Cociulia, raionul Cantemir. Valentin, alături de fratele lui mai mare, Cristian, sunt sursele de bucurie pentru părinții Igor și Natalia, ce le oferă dragoste necondiționată. Valentin își găsește refugiul în diverse activități. A fost numit de către părinți micul explorator, pentru că de mic încearcă dimensiuni noi și inedite. Astfel, jucăriile Lego au devenit cele mai îndrăgite, urmate de puzzle și treptat ajungând marele creații ce astăzi sunt recunoscute de multă lume. Întreaga redacție mulțumim părinților ce investesc dragoste, înțelegere, sprijin, grijă în copiii lor. Numai așa vom avea o generație de oameni demn de urmat. Bună ziua, fetița cu surprize! Am venit astăzi la Chișinău să-ți aduc în dar un cadou făcut de mâinile mele, și anume o aplicație din ață. M-am străduit ca să te surprind cu ceva frumos și m-aș bucura foarte mult dacă acest cadou ar sta în colecția redacției voastre. Sunt fetița cu surprize, fac mereu minunății. Mulțumesc tare mult, Valentin, pentru așa cadou frumos din Cubic Rubic, să faci imaginea fetiței cu surprize. Este uimitor! Zi-mi, te rog frumos, de unde te-ai inspirat și de unde acest hobby l-ai descoperit? Eu acest hobby îl am de când eram mic. Aveam multe jucării de genul prin casă, pentru că părinții mi le cumpărau. Eu, privind pe internet alte persoane cum le fac, am avut curiozitate să aflu și eu care e secretul. Și am încercat la fel ca ei să-l rezolv. După 2, 3, 4, 5 zile de muncă asiduă, am reușit și într-un final să-l fac și eu. Eram foarte fericit. Iar mama, după ce a văzut că încep să mă dezvolt, mi-a arătat cum alte persoane fac portrete de oameni. Eu m-am uitat și am spus mamei că eu la fel aș putea să fac. Doar am nevoie de multe, multe cupuri. Mama nu mă credea, că vedea că sunt copil mic. La ce te poate aștepta de la un copil mic? Dar după ce a prins încredere în mine, mi-a făcut cadou 400 de cuburi. 400 de cuburi? 400. Wow! Și eu i-am demonstrat, i-am arătat, i-am făcut portretul ei, portretul la diverse personalități mărețe, la fel și portretul tău. Sper că ți-a plăcut foarte tare. Foarte mult! Am fost uimită, efectiv. Am rămas surprinsă, zic, cum poți din cubic rubic, dintr-un pătrățel așa micuț, să faci un adevărat portret? Tu ai 400 de cubic rubic acasă, da? Da. Și astea sunt suficiente ca să faci portretele? Pentru un mic început, 400 de cuburi toți sunt suficiente ca să vadă fața clară la persoană când eu vreau să o fac. Foarte tare! Zi-mi, te rog frumos, de unde ți le-ai cumpărat pe toate? Le avem în Moldova așa de multe cuburi rupuri? La orice magazin de jucării, dacă dați comandă... Trebuie să merg și eu să-mi cumpăr. Dar e ușor să înveți lucrul ăsta? N-ar trebui să aveți puțin experiență. Și un pic de răbdare. Multă răbdare. Ia zi-mi, te rog frumos, tu știi că în această branșă există și foarte, foarte multe concursuri. Adică se organizează concursuri la nivel internațional în care poți să faci portrete, peisaje și mai nu știu ce alte chestii. Sau, ce am mai văzut, este un concurs unde trebuie să-l faci cât mai rapid, țac, 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 țac. Te-ai înscrie la așa concurs? Am văzut pe internet astfel de concursuri, dar n-aș vrea să mă înscriu. De ce? Nu prea sunt în stare să-l fac rapid. A, înseamnă că mai trebuie să te antrenezi un pic, să exersezi, da? Noi pentru tine avem aici un mesaj. E o mică surpriză. Ți-ți plac surprizele? Desigur. Ce un mic mesaj. Dar zi-mi, te rog frumos, tu primești mesaje sau scrisori de la admiratori? Am primit multe mesaje că aș vrea să mă faci pe mine, aș vrea să mă faci pe mine. Doar că mie nu, mi-a foarte mult timp să-i fac pe toți și n-am... Uite, vreau să ți-l înmân și dacă ești drăguț să ne-l și citești și noi să-l aflăm. De acord? De acord. Dragul nostru Valentin, te salutăm noi, cei de acasă, dar și rudele, prietenii, dorit ca prin intermediul acestei emisiuni frumoase să-ți spunem că te susținem în tot ceea ce reușești să realizezi prin efort propriu și elan sufletesc. Îți apreciem curajul, caracterul ferm și dorința ta de a te manifesta.
să-ți extinzi domeniile de interes și să-ți păstrezi atitudinea, motivația pentru noi orizonturi intelectuale. Investește mult suflet, pasiune, dragoste în ceea ce faci, astfel încât să fii mulțumit de rezultat și să te bucuri, să ne captivezi cu noi lucrări. Fie ca voința să-ți vegheze încercările creative, rezistența să-ți sfideze orice ispită, forța luminii să-ți ocrotească reușita înălțătoare, iar cei dragi să-ți fie mereu alături. Dar nu uita ceva foarte important, să găsești echilibru între pasiune și studii, artă și știință, vocație și cunoaștere, raționalitate și intuiție. Să corelezi învățarea cu hobby-urile. Nu exclus că vei avea și eșecuri, dar acest fapt nu trebuie să te sperie. Din contra, trebuie să te facă puternic, mai ambițios și mai motivat. Nu te opri aici. Fii mereu în ascensiune. Perseverează. Visează. Noi te vom susține în limita puterilor noastre. Mult succes! Mulțumim din suflet Fetiței cu Surprize și întregii echipe pentru că dăruiți luminii, dar mai ales copiilor, emoții frumoase și amintiri plăcute. Vă apreciem mult! Cu mult drag, familia Cărlan! Mulțumesc foarte mult de cuvinte dulci și calde! Este un mesaj frumos din partea părinților tăi și sper că tare mult ți-a plăcut o astfel de surpriză. Văd că tremură tot de emoții. Este un mesaj drăguț pentru că părinții tăi s-au gândit la tine și ți-au și organizat o surpriză. Ești curios? Chiar sunt curiosă. Dar până îți aduc eu ție surpriza, vrei să le transmiți un mesaj frumos părinților tăi? Dragi părinți, mulțumesc din suflet pentru felicitarea voastră. Vă spun sincer că m-a emoționat și m-am bucurat foarte mult să vă aud. Eu vă spun la fel că vă iubesc foarte mult și vreau să vă transmit salutări întregii familii. Dragă Valentin, pentru că ai transmis un mesaj atât de emoționant și frumos pentru părinții tăi dragi, vreau să-ți spun că părinții au pregătit pentru tine o surpriză. Și această surpriză a transmis-o așa ca tu să nu știi despre ea, a ajuns la noi în redacție și acum vreau să ți-o dau și te-aș ruga să o și despachetezi, că sunt și eu curioasă! Tare! Astăzi este de la părinții tăi pentru tine, să-l porți cu multă, multă pasiune pentru toată branșa pe care tu o faci și o duci cu dedicație în continuare. Uite ce am pregătit și eu pentru tine, pentru că în lumea surprizelor este totul în surpriză! Pentru tine avem o diplomă de participare în cadrul emisiunii În lumea surprizelor și îți mulțumim foarte mult pentru cadouri, pentru prezența ta și pentru pasiunea pe care o dedici întregii lumi care te admiră și te văd. Aici avem o cutiuță cu surprize, dar pentru a putea deschide această cutiuță cu surprize, trebuie să învățăm cuvintele magice. Ești de acord să învățăm cuvintele magice? Da. Sunt foarte simple. Facem așa. Magie, magie, vrem surprize 1000. Și acum repetăm împreună, da? Cu toată forța vocii. Și magie, magie, vrem surprize 1000. Magie, magie, surprize în cutie. Să nu uiți cuvintele magice, pentru că acasă nu o să poți deschide cutiuța dacă nu ții minte cuvintele magice. Ne-am înțeles? Da. Asta este pentru tine. Și mai avem un certificat cadou din partea companiei Dulcinella pentru tine și pentru toată familia. Să achiziționați ceva dulce și bun, bun, bun. Și multe salutări transmitem părinților tăi din satul Cociulia. La mulți ani! Mua!